La o margine de lume, în lunga Prutului, Alexei Vidrașcu, tânărul dascăl și sculptor, se ambiționează să aducă arta modernă în inimile elevilor săi, dar și în inima satului Cuhnești. Ambițios și neliniștit, consideră că satul poate deveni casa și locul unde oamenii pot fi sensibilizați de natura miuritică a plaiului nostru pentru a crea cele mai frumoase opere de artă. Tocmai de aici a pornit și ideea de a organiza festivalul de artă VidCamp. La eveniment sunt așteptați peste 100 de oameni de artă din Moldova și din străinătate. Alexei Vidrașcu s-a întors la Baștină după anii de studii la Colegiul de Arte Plastice și Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Baștina și oamenii din sat sunt cei care îl inspiră mereu și de unde își umple sufletul cu entuziasm. Ideea de a organiza un festival de artă încolțea de mult în sufletul tânărului. A început mai întâi cu tabere de vară pentru artiști, fiind convins că serile lungi de vară sunt locul potrivit, care te îndeamnă să admiri, dar și să creezi locuri frumoase. În acest an, ca niciodată, ideea a fost sprijinită și de Alex Calancea, dar și alți artiști originari din satul Cuhnești. Începând cu data de 20 iulie la Cuhnești, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului de Artă Cuhnești Art Fest, care include o vastă serie de evenimente cultural-artistice și deci vor fi incluse și simpozionul de sculptură monumentală în piatră, lemn, pictură și ceramică, unde vor participa artiști din diferite țări, România, Moldova, Cehia, Polonia, Franța, și va dura acest simpozion 10 zile. Iar în ultimele 3 zile de simpozion, 28, 29, 30, va începe și se va desfășura un festival propriu-zis cu muzică. Vor fi incluși ca muzicieni Alex Calancea Band, Andrei Glavan, Guz, Tania Cerga, Viola și mulți alți muzicieni. Deci conceptul acestui festival a fost gândit și elaborat împreună cu Alex Calancea, deci noi ambii suntem organizatori și suntem din acest sat și am spus că întoarcem la Baștină și să punem bazele, să creăm ceva pentru sat, așa un fel de donație pentru sat. Iarăși vor fi inclus alți artiști care au finisat și școala de arte aici și s-au manifestat și s-au dezvoltat în localitate sau în regiunea, în raionul Glodeni. Ca apoi să-i aducem la Baștină și să facem o colaborare foarte strânsă. După calculele noastre vor fi incluși aproximativ 100 de artiști din diferite domenii, arte plastice, muzică, teatru, poezie, film, fotografie, etc. Doi artiști munceau de zor la crearea operelor artistice. Ei au recunoscut că au participat la mai multe tabere, iar locul este atât de frumos că te inspiră mereu să dai frâul liber imaginației. Eu când am venit aici am fost foarte plăcut, nu știu, un loc extraordinar în care am început să pictez, să lucrez. După oarecare moment a organizat atelierul deschis, a fost 4 ediții la care am participat. La fel, am pictat, mai mult mă axez pe flori, nu știu, îmi plac să pictez florile, chiar și acum la moment pictez o lucrare. Băieții fac sculpturi, chestii, odată chiar am ajutat să tai niște lemne, am făcut niște sculpturi pe apă, care am pus-o, era frig afară, oricum noi am pus-o pe apă, am vrut să vedem cum va fi. Și cam așa, adică foarte mulți prieteni, foarte mulți cunoscuți am făcut, adică anume aici, în locul acesta. Aici se organizează atelierul deschis, fac instalații pentru festival care va avea loc, fac un carcas pentru sculptură care va fi. Este o sculptură din materiale reciclabile, nu rezistă foarte mult în timp, dar este ușor de făcut pentru un decor. Este o instalație care reprezintă același hibrid, este deja o lucrare finisată. Am folosit mai multe materiale reciclabile, între care lemn, metal, coajă de copac, spumă și deja am îmbinat toate aceste materiale, după care am vopsit-o.
obținându-o, am adunat toată forma ca să arate deja o sculptură complexă. Alexei Vidrașcu a fost premiat la concursuri de sculptură și a reușit să expună alături de sculptori consacrați în Moldova și Polonia. În acest an, festivalul va fi condimentat cu muzică vie. Pentru festival este pregătit și un teren pentru camping, dar și o scenă mare pentru artiști.